Sâmbătă și duminică, când la Giurgiu temperaturile au devenit greu de suportat, ambulanțele au avut de lucru mai mult decât de obicei. Chiar dacă nu se poate vorbi de persoane căzute în stradă din cauza caniculei, solicitările au crescut cu mult față de săptămâna trecută. În acest weekend, Serviciul Județean de Ambulanță Giurgiu a intervenit la un număr de 285 de solicitări, un număr categoric mai mare decât în zilele obișnuite, cu aproximativ 10% față de o zi obișnuită. Cele mai multe solicitări au venit din partea persoanelor care suferă de boli cronice, dar medicii au fost nevoiți să intervină și în cazul celor care au consumat fără măsură băuturi alcoolice. Au fost și lipotimii, dar nu datorate caniculei în mod special, ci a persoanelor care au băuturi alcoolice. Pentru că zilele caniculare nu se sfârșesc curând, ambulanțierii giurgiuveni sunt pregătiți să intervină oriunde va fi cazul, iar în situații extreme, numărul ambulanțelor poate fi suplimentat. Serviciul de ambulanță este pregătit să intervină la tot felul de solicitări, cu 7 echipaje în municipiul Giurgiu și raza municipiului Giurgiu, cu 7 echipaje pe tură de zi, 6 pe tură de noapte, plus alte 4 echipaje din teritoriu, în fiecare zi și noapte, plus ambulanțele SMURT. Putem vorbi de o suplimentare sau? În caz de necesitate, da, putem vorbi de o suplimentare. Pentru a nu fi nevoit să ajungeți la spital din cauza caniculei, medicii recomandă în continuare să nu ieșiți din casă între orele 11-18, să beți cât mai multă apă, să consumați legume și fructe și să evitați băuturile alcoolice și cele cu un conținut ridicat de cofeină.